Terenul ciudat de pe Marte a fost observat mai întâi de pe orbită, iar apoi roverul Curiosity a fost trimis să cerceteze mai de aproape. Cea mai recentă imagine arată un peisaj pe care cercetătorii l-au asemănat cu spatele unui aligator, datorită aspectului său. Roverul Curiosity a fost trimis la pedimentul Greenhill la jumătatea lunii martie. La scurt timp, Curiosity a trimis imagini care arată stânci ascuțite ce seamănă cu o piramidă separate de creste. Cu siguranță au ceva reptilian, dar asta nu înseamnă că vom găsi crocodili sau aligatori pe Planeta Roșie. Curiosity scanează acum terenul ciudat de pe Marte pentru a înțelege compoziția și, mai departe, oamenii de știință vor încerca să determine modul în care acesta s-a format. Va fi nevoie de mai multe imagini pe care oamenii de știință de pe Pământ să le combine în mozaicuri mai mari pentru a înțelege eroziunea care are loc acolo. Acum că Marte a intrat în sezonul prăfuit, roverul va efectua și un studiu al fenomenului cunoscut drept diavolul de praf. Craterul Gale a fost un lac străvechi și pe măsură ce Curiosity urcă în vârful său, pe muntele Sharp, roverul observă roci din ce în ce mai vechi, obținând noi perspective despre cum era planeta Marte cu miliarde de ani în urmă.